au ales sau au fost aleși? De dincolo de zidurile mănăstirii, oamenii care merg pe drumul credinței se mărturisesc. Foști banchieri, parașutiști sau chiar portari de fotbal vorbesc pentru prima oară despre ce au lăsat și cum l-au găsit pe Dumnezeu. Dosar România, a doua viață. Un reportaj de Alina Amza. Sâmbătă la ora 21 pe TVR1.